Mă bucur foarte mult că în sfârșit reușim să aprobăm o listă în Consiliul Local care putea să nu fie aprobată în Consiliul Local. Da? Era atributul primarului și puteam aceste lucruri să le fac în așa fel încât să fie numai, cum să vă spun, responsabilitatea primarului, dar am considerat că este bine să formăm o comisie. Acea comisie a luat legea din nou, a verificat dosarele, a verificat numărul de membri, s-au creat niște criterii pertinente și corecte și legale, cred eu, pentru a repartiza, după cum spunea înainte domnul consilier, pe cele două categorii, pe cele 70 de apartamente cu două locuințe, cu două încăperi, cu două camere și pe cele cu o singură cameră. De aici a rezultat o listă, într-o ordine cronologică a punctajelor pe care le-am atribuit. Am preferat să lucrez într-o echipă, exact pentru transparență și nu numai pentru ca să mă protejez pe mine, ci efectiv și Consiliul Local. Eu vreau să mai transmit pe această cale că doresc sau dorim, toți dorim să dăm aceste apartamente anul acesta, pentru că dacă nu, la anul, ar trebui să refacem această muncă integrală. De asemenea, vreau să anunț pe viitorii beneficiari că vom face în termenul legal cel mai rapid repartizarea acestor apartamente și sper ca anul acesta să poată și să le folosească. Mă refer aici că utilitățile în această vreme, și aici mă refer la alimentarea cu gaz, gazul este pe conductă, într-o săptămână va fi alimentat cu apă și canal. Și după câte am vorbit cu domnul inginer, domnul consilier Pavel, și documentația pentru energie electrică este într-o fază avansată și sunt speranțe ca până de sărbători să avem și curent în acea zonă. Mai rămâne atât și vă spun că este totuși o sarcină ingrată, pentru că ceea ce spunea domnul consilier, sunt vreo 3-4 cazuri în care fiecare, bineînțeles, ar dori să-și maximalizeze poziția, dar suntem ghidonați de acele șabloane pe care noi le-am impus la comisie. De aceea am să le solicit și celor beneficiarilor să aibă, cum să vă spun, înțelegerea necesară pentru ca repartițiile să facă în mod corespunzător. Aici avem aviz numai de la învățământ.